ca și ăsta cu avionul, bam, sau știu eu, alții. Acolea numai așa, dacă aș avea o putere istorică fenomenală, să nu se atingă nimeni de mine, și dacă în fața mea și-mi dă, să nu simt, să nu, să devieze, să am un din ăla, știi, care și glonțul când aici, în alt fără, nici să nu simt, nici, puf, înțelegi, ca și o păpădie, aia care o iei să o bat sub braț, mă rog, cum eu, unde îi zbura acolo, hau, 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 înțelegeți? Așa da, și atunci aș face în România asta, Doamne, fie, dar m-ar cere și restul țărilor din Europa. Și după, și așa știți că o să fiu un singur, uite câte de ale murături eu pus să ia, îți din ele nașpa, să nu cumpărați. Un singur om va conduce lumea, înțelegeți? M-ar pune pe mine cine? Nelson Mondialul, mâncava și Dumnezeu. Băi, ați crezut că eu Mondialul Nelson, îl am degeaba? Fiul pământului Nelson, son, înțelegi? Fiul pământului mondial. Eu și acum, eu cred că nici nu mor. Botule, să știi cum te îngrop. Deci, o să-mi pară foarte rău, dar eu nu mor. Eu nu mor, bot. E, nu-i problemă, dar de ce să mă îngrop cu mine? Păi, dar să te las așa? Păi cum, adică? Păi tu mori. Păi dacă tu nu mori, eu de ce să mor? Păi, mami, eu sunt mondial. E, ai văzut? Eu sunt mondial, mami, eu... Înțelegi? Eu-s din naștere. Eu-s din naștere. N-ai cum. Pare foarte rău să zic treburile astea, dar vedeți cum stă treaba. Tu l-ai, Doamne, că intrăm în munți. Intrăm în munți. Dacă eu mor înaintea ta, cine știe în ce mă reîncarnez? Ai mare grijă. Da, te reîncarnezi tu. Înțelegi? Și așa pot să zic că și bine, dar și ghinion cu tine. Înțelegi tu? Nu mai dăm pe ăsta, că știi care-i cum. Da. Te aduc la un pește aici. Ha? La pește. Te aduc la un pește, bot. Nu, la pește. Păstră. Ar trebui să știi. Voi vă dați seama, mă. Nu mâncă carne de pește, mă, așa ceva n-ai văzut. Cât de mag-mag sunt? Nu mănâncă carne de pește, mă, că stai, să... Ce faci, bă, pe mijlocul drumului, bă, ciucealăule? Că ăștia care nu le rușine. Da, domnilor, mergem în continuare pe perseverența situației financiare. La mine n-ar exista săraci. E bogat? Da. Cum să nu? Care ești bogat și ai depășit suma! Suma! Deci, ai depășit lunar o tranzacție care ți intră în conturile tale mai mare de 10 salarii a unui muncitor, tu în secunda 2 trebuie să ai în spate două familii de săraci. Vă salut, două familii de săraci pe care să le întreții exact cum bei și mânci și trăiești tu. Bă, fiți atenți. Dacă suma e mai mare, 3 familii, 4 familii, 5 familii, 10, înțelegeți? Bă, vedeți că ideile astea nu le are oricine. De-aia v-am spus. Liniștiți-vă, stați în banca voastră, că mulți dintre voi o să cereți îndurare. Deci asta ar fi. N-ai tu cum, indiferent de tranzacție. Nu mă interesează. O să fac și ții-noi. Deci, prietenilor, pe partea financiară, n-ar exista niciodată săraci în această țară.
partea infracțională am săvârșit clauza pentru ei. Dacă vreți, mergeți și faceți. Dar și săracii trebuie să-și deie, înțelegi, deznodământul, nu să steie. Tică pară, mă, lăiață în gura lui, altă fleață. Uite-te cum stă oameni și pun la cale tâlhării, jafuri. Ia, acolo e frumos, vezi? Vă mai spun eu ceva. Sunt mai multe categorii de excursii. Categoria săracilor morți de foame. Excursie. La marginea pădurii din localitatea orașului. Înțelegeți? Unde ai fost? La pădure. Unii cu rucsacul în spate, cu sandwich-ul. Alții cu slăninuța și cu o frigură, o frigărui acolo. Înțelegeți? După aia vin excursiile al lui ăștia un pic mai ca ăia bogați, ca ăia săraci, morți. Adică la ieșire din oraș. Nu din județ, din oraș. Uite cum sunt eu, așa în ea. Dar acum eu nu sunt categoria asta, eu numai dau exemple. Înțelegi? Unde ai fost? La Tarnița, la știu eu ce, lacul de acolo, la sus, la, cum îi zice, Iancu, la Moromețul, la ce e pe aici, nu știu ce e pe aici, că... Da. Înțelegeți voi? După aia vin aia care ies din județ, da, care își permit să dormă și la o pensiune undeva, după aia aia care ies din țară și tot așa. Da, nu-i drebot. Ha? Nu-i drept. Păi... Eu? Eu mă încadrez în alea unde îmi permit să închem și două, trei la cameră. În țări străine. Nu așa. Ai înțeles? Ca să îți dai seama cum stă treaba. Stați cuminți, bă, că nu mă înspăimintați voi când miniți așa. Ne? Mă mai întreb unde mă încadrez și tu, uite-te că ești îmbrăcată, nu mă afirmă. A? Cum? Tu stai să te gândești cât de curând nu apucăm. Bine, că ți-am zis, am grijă în continuare. Îți dau lunar 1000 de euro, că ți-ajung. Am grijă în continuare de tine. Îți dau 1000 de euro să ajung să hrănești papagalul pe tine și pe păpâț. Și eu o să-mi văd de